Adi, unde este baletul? Măi, Diana, nu știu nici eu, dar uite, deja e 13 și suntem în direct. E târziu, Toni! Adu baletul! Hai! Marian, suntem gata? Hai să începem o dată! Baletul începe emisiunea, haideți în plató! Băi, unul! Fugiți! Este duminică după amiază și a început la Național TV Start Show! Bun venit invitaților și mulțumim că ne-ați ajutat la intro-ul nostru muzical. Mulțumim Taraful Cleante și baletul High Class! Dragii noștri invitați, vă rugăm frumos să vă așezați la locurile voastre. Cât despre dumneavoastră, cei aflați în fața televizoarelor, iată, v-am pregătit iarăși o pleiadă de artiști. Dar ce artiști și o duminică de excepție, pentru că aici la Național TV, la Star Show, ne place să credem că este divertisment de calitate, energie bună, pozitivă și oameni extrem de frumoși și artiști foarte, foarte talentați. Și în noul sezon avem colegi excepționali, cu unii dintre ei chiar am terminat turneile de peste hotare și am să-l invit pe primul nostru musafir, Constantin Enceanu, un artist extrem de activ, atât pe plan artistic, cât și pe plan familial, că a venit cu soția. Angela, te pupăm, Angela. Bine ai venit. Să știi că atunci când l-a sunat echipa noastră să-l invite la emisiune, lua pe cel mic de la grădie, adică extrem de activ pe plan familial. Da. Nu e așa, e o bunic cu normă întreagă. Fără discuție, chiar câteodată și cu surplus de ore. Cum ne-am descurcat mai bine? Cu nepoțica sau cu băiețelul? Care dintre ei are personalitate? Amândoi au până la urmă, copii în ziua de astăzi, Doamne Dumnezeule, da, au o personalitate extraordinară. De puternică. Am învățat o vorbă în turneu din Statele Unite, alături de Costică. Firea cu cârțău, Alex, să fie cu cârțău. Ce e la mă? Și ce e la cu cârțău? Înainte să ne explici ce este, Anastasia David, vă stupați urechile, vă puneți mânuțele la urechile. Nu, că e cu cârțău, e regionalism, nu e nimic periculos. Bă, sunteți copii, da, știi. Sună ciudat. Ce să știe oamenii ăștia de la oraș? Și ce înseamnă? E de mâncat, mă, e de mâncat. Să știi că bunica mea, când eram copil mic și mergeam la școală, dimineața nu găsea untul, dragă, și nu găsea tot felul de mozzarella sau nu știu ce să pune acum pe pâine. Pe burata, dragă, burata! Și atunci punea repede o lingură de untură în tigaie, punea niște pâine uscată de seara, o punea acolo și când se încălzea, se muia crutoane, și o crutoanele de astăzi. Dragă. Un fel de crutoane. Și mai punea și mămăligă, dacă ne-aș vrea de ajuns pâine, și făcea o compoziție, ținea de foame, fiar cu cărțaua, dracu, până la unul, când veneam de la școală, nu mai aveam treabă. Am înțeles, stai puțin, că știu că la ora 1, într-adevăr, toată lumea pune masa frumos, în familie, ne distrăm, socializăm. Păi de asta zic, toată lumea e la masă. Și la masă ce merge? La masă merge muzică bună și vreau să înceapă Constantin Enceanu să ne cânte la Star Show și să începem în forță, așa cum ne este datina. Poftă bună tuturor la masă, cântă Costica Enceanu! Mariene, mă ajuți? Hai cu Mariene, hai! Thank you.
mașca pirumă, lungi mașca troscotumă, fața ca trandafirul, că mi-a plăcut iubitul, că mi-a plăcut iubitul, măi, obo. Și mi-a plăcut dragostea, cui dracu nu-i o plăcea, cu neveste măritate care umblă pe la babe, să-și facă bărbatul mut, eu la ele să mă duc, mă. Zi, bă! Zi, zi, zi! Iauzi, iauzi! Opo, și iar verde mărgărite, aualică, să mă prind eu ni bofnică, mă. Iau, că mai zic și te-o sipică. Bine-i să ai nevestică, dar să ai și bofnică, dar să ai și bofnică. Oh, oh. Fie cât ar fi de mică, tot duci la cooperativă. Dar și-o pănui Ionică, să-i cumperi stampă de fustă, de-acilea s-o duci pe luncă, de-acilea s-o duci. Auzi, dar ai venit cu piesa asta pe sufletul nostru. Nu-i așa, Marian? Ba da. Păi nu, Marian m-a și rugat. Vezi ce cânt? Vreau să cânt melodia asta în programul de astăzi. Eu vreau să spun o chestie. Analize. Mi-am adus aminte de maestru. Am cântat-o împreună pentru prima dată. E adevărat că pentru mine a fost o bucurie și o onoare. Și o provocare. Și o provocare, bineînțeles. Da, 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 da. La o emisiune de folclor. Și acum chiar mi-am adus aminte. Da. Dar ce părere ai despre acest text? Asta era... Minunat! Cât adevăr cuprinde! Vreau să evit textul. Să eviți consecințele. Am multe păreri, nu, dar am multe păreri. Și mai bine ne oprim. Nu, domnule, dar dacă așa e tradiția, zic să o respectăm, nu trebuie să intervii. Eu zic că lumea se mai transformă, oamenii se pot adapta la noile reguli și cum femeia câștiga foarte mult teren, vreau să fiți serioși și să înțelegeți că începe era matriarhatului. A început de mult, stai liniștit. M-a sunat Angela Merkel și mi-a zis, băi Adriene, de mult suntem aici. Nu văd așa. Mulțumim foarte mult, domnul Costică Enceanu, am început așa cum trebuie. Auzi, deci când cântă Costică, îmi vine să beau și să mănânc, frate, în continuu. Așa are o dulceață. Vreau să spun că în Miami ne plimbam cu o bărcuță și Costică a intrat în apă și a încins o horă. Toți americanii erau cu ochii pe noi. Costică, te iubesc. Așa este. Deci te vreau iubesc, să spun, Costică, că am făcut-o și pe asta. Hora ca la românați, cântată și jucată la Miami. În ocean. Eu acum înțeleg de ce majoritatea bărbaților care se uită la, uite, la cât un artist, cât un bărbat care cântă despre ibovnice, despre tot ce viața înseamnă frumoasă, viața asta, da, se bella, gândește că... Ia uite câte gagici o avea Enceanu, domnule, câte... Ei, săracu, era cu Angela, da? Vreau să spun că de mic am fost om cinstit. Mi-am văzut de casa mea și nevasta altuia. Am înțeles. Da, vreau să-ți fac un compliment. Arăți foarte frumos astăzi și... Ce, numai astăzi? Adică ce vrei să-ți... Numai astăzi? Nu, dar astăzi îmi vine mie să-ți spun, ca să mă simt mai generoasă. Din abuzatul, love you. Mulțumesc. Și tu arăți foarte bine, ești foarte asortată cu mine. Se vede că noi colaborăm bine seara. Da. Când ne culcăm, ne dăm câte o poză. Uite cum voi fi eu mâine. Deci tu îi mulțumești Adinei Buzatu, iar eu mulțumesc Liane Iobancea și Madame Olenska pentru ținuta mea de astăzi.
Și pentru că Diana Matei este șefa la Instagram, la Facebook. Vrei să schimbăm subtitul astăzi? Nu, 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 nu. Te rog frumos. Dragii noștri, Start Show România, pagina noastră de Facebook și Instagram, vă rugăm să ne scrieți. Draga mea Diana, vreau să spun că am o invitată specială sufletului meu. Este vorba de Simona Florescu Dichiseanu și în recentele interviuri pe care le-am dat ziariștilor am fost întrebat de multe ori. Nu vă e frică să deveniți bunică, având în vedere că fata Diana este la o vârstă când ar trebui să se gândească să se mărite? La ce spus, vârstă? Că n-am înțeles. La o vârstă când ar trebui să te măriți, dar ar trebui, nu? Nu, dar nu acum, nu. Te simți presat, nu. Așa și am spus, nu, nu mi-e frică să fiu bunic. Dacă bunicii toți ar arăta precum Simona Florescu Dichiseanu, Răzvan Lucescu, atunci și Adrian Enache poate să arate ca un bunic tânăr. Așa că am apreciat-o, o admir din tot sufletul meu și o invit din nou aici, alături de frumoasa ei familie, de Ioana și de Anastasia, pe Simona Florescu Dichiseanu. Trei generații, Ioana, draga noastră, vino alături de noi. Uite-o și pe Dar Anastasia. Dar să știi că îți dau un sfat și ție și Dianei. Da. Grăbește-te dacă vrei să fie un bunic tânăr, că după aceea... Nu trebuie să mă grăbesc eu, Simona. Nu, Diana. Simona. Eu sunt doar bunicul. Au, Simona, la tu cât de curtat a fost bună. În America, Diana, nu mă surprinde să văd peste puțin timp și să aud că bat clopote de nuntă. Deci promit că vin să-ți cânt. Am promis că vin să-ți cânt, așa că... Și ea promit că o să vin să cânt. Dai seama ce nuntă o să am, că am un revelion, o să fie. Stai că Diana n-a zis nic. Nu, 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 eu doar o admir pe Anastasia și mă gândeam, mă uit la femeile astea superbe și cum să nu fie Anastasia atât de grațioasă, atât de... Da, este ceva ca o mică trestiuță așa, care plutește, e ceva, e o primăvară. Măi, Anastasia, tu știi cât ești de frumoasă, ai niște ochi absolut superbi. Știi cât ești de frumoasă? Tu știi cât ești de frumoasă? Ți-a spus ție cineva? Să-l salutăm și pe tati, că ochii sunt de la el. Da, 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 salutăm și pe tati. Auzi, Anastasia, o să spun o întrebare pe care n-ar trebui să ți-o pun. Dar cu cine te înțelegi tu mai bine, cu mami sau cu tati? Cu mami. Da, tati e ocupat la redacție, scrie. Am înțeles. Știi cum e, n-ar trebui să punem astfel de întrebări niciodată, dar o mai facem, că asta este, ce să facem, suntem vicioși. Când era Ioana mică, o întreba lumea, cu cine semeni tu și pe cine iubești tu cel mai mult? Și îi spunea, mamă, tu să răspunzi așa, și pe mami și pe tati. Bine ai venit, Ioana. Bine v-am găsit. Ești superb. Mulțumesc. Noi bunicii mai încoace, hai să vedem mai încoace, noi bunicii. Hai mai la lumină. Ți-e frică, nu? Stai. Atât timp cât încă stau lângă tine. Încă nu ești bunic, fii atent. Da, dar atâta timp cât stau lângă tine, nu mi-e frică. A, ce drăguț. Eu am o curiozitate, pentru că avem și noi acasă un băiețel de aproape 7 anișori. Are personalitate, Anastasia? Are personalitate, dar eu nu cred că am vreun merit, că toată lumea mă întreabă de ce i-ai făcut, de este atât de cuminte când mergi undeva în public cu ea. Nu știu, că nu i-am făcut nimic. Da? Măi, Anastasia, ai auzit ce a spus mami, că ești foarte cuminte. E o mare calitate. Tu ești cuminte? Da. Și acasă, tu ești cuminte acasă? Unde ești mai cuminte, așa, în public sau ești mai cuminte acasă? Unde? Cum faci tu acasă? Și acasă și în public. Dar ea spune, cum faci tu acasă? Cum faci acasă? Ești foarte simpatică, sunteți superbe, mi se pare așa, ca de poză, ca de fotografie, să faceți multe, multe poze așa, să aveți amintiri peste ani. Iar tu, Simona, ești o primăvară, a trebuit să ne spui și nouă rețeta, că ne-ar plăcea tare mult să ne spui. Mulțumesc, ce mănânci? Frumos, serios, ce bei și ce mănânci? Poți să spun că petrec foarte mult timp vara lângă ea pe scenă, nu prea mănâncă nimic și Diana știe, nu prea mănâncă nimic. Orez fiert, două ouă, un măr la un moment dat în timpul zilei, multă apă. Da. A mai intervenit ceva în meniu? Ioana, și tu ai aceeași dietă? Salate? Nu știu, adică eu sunt mai echilibrată în ceea ce privește dieta. Mai echilibrat de atât se poate? Mănâncă foarte de mult! Să știi că ea mănâncă foarte mult, Ioana. Eu mănânc mai mult, adică... Dar metabolismul este diferit, pentru că ea are o vârstă, eu am altă vârstă. Am înțeles. Eu mă gândeam... Dragele mele... Ideea este următoarea. Cred că foamea este cea mai bună rețetă. Nu, foamea ai nu. Ai bine, nu. Că am glumit, îți dai seama că nu, o să... Nu, dar cu măsura. Da. Am glumit.
Mergi foarte mult pe jos, faci mișcare. Da, faci, îmi place mult să merg pe jos. Da. Mult, da. Nu întotdeauna atât deci cât îmi doresc. Deci piciorul frumos, mersul pe jos, face piciorul frumos. Glezna fină. Râdeam zilele trecute că făceam curat prin casă și... Zic, hai, ne antrenăm bicep și dă-i cu aspiratorul, dă-i spală geamurile și râdeam cu ea, spun, măi, nu înțeleg de ce trebuie, e disperarea asta de a merge la sală când ai sala la tine acasă. Dacă faci curat în casă. Da, da, acasă ai și sala de mese. Asta zic, mai bine la și sală. Și de ce țin frigider? Da. Înainte de a ruga pe Simona să ne încânte cu un cântec foarte frumos, vrem să dăm o scurtă pauză de publicitate, iar eu vreau să mulțumesc Farmaciei Inimii, dar vreau să spun împreună cu cineva foarte drag mie, o mă ajut, Diana? Bineînțeles, cu Anastasia vrei. Cu Anastasia, da. Spunem împreună? Ia. 2, 3 și... Farmacia Inimii Catena. Foarte frumos! Bravo! Publicitate! Ce înseamnă andorinias? Rândunici. Rândunici? Rândunii, și da. Noi ca două rândunici. Două mari și două mici. Să vedeți surpriza emisiunii. Wow! Aplauze! Vai, magnifico! Magnifico! Felicitări din toată inima, Doamne! S-a legat o prietenie foarte frumoasă între noi. Adică ieșiți și... la suc împreună? Da. Și tot timpul se dă la iubita mea. Nu știu, așa la e, măi. Da. Doamnelor și domnilor, amazing voices! Amazing grace! Ați avut dreptate, să știi că ne-ați dat mulți fluturași în stomac. Am revenit din publicitate și o rog pe Simona să ne spună cam ce-ar dori să ne cânte astăzi la Star Show. O piesă specială cu niște versuri pe care cine le-a scris? Pe care le-a scris ginerele meu drag, Adrian Artene, le-a scris exact pe sufletul meu. E o melodie din repertoriul internațional, versurile sunt superbe. Și el scrie foarte frumos, da. Adrian Artene, și ne cunoaștem vara, ne întâlnim și mai sporovoim, mai stăm la o tacla. Abia aștept să ascult piesa și să îl saltăm încă o dată și pe Adrian. Simona Florescu Dichiseanu. Iubește-mă! Și părăsit de zborul dintr-un timp trecut. E mută clipa când nu ești cu mine și doar liniște între noi se zbat. Iubirea mea tăcerea ne desparte și mi-aș dori cu tine nori ca să dispar. Iubește-mă și dincolo de lumea noastră și dincolo de noapte să-mi jur că nimeni nu ne mai desparte. Iubește-mă și dincolo de lumea noastră umbra mea să fii și peste veac, să fiu iubita ta și dincolo de noapte să-mi jur că nimeni nu ne mai desparte. Inima mea e o rană vie, iar sufletul e străin acum. Mi-e dor de noi și mi-e dor de tine și ți-aș vorbi, dar nu mai ești iubirea mea. Iar timpul pare că nu mă aude, îmi cere cor să spar plângând ușor. În lumea noastră toată se închide într-o
într-o durere, în blestem și într-un dor. Iubește-mă și dincolo de lumea noastră, umbra mea să vii și peste veac, să fiu iubita ta și dincolo de noapte, să-mi jur că nimeni nu ne mai desparte. Iubește-mă și dincolo de lumea noastră, umbra mea să vii și peste veac, să fiu iubita ta și dincolo de noapte, să-mi jur că nimeni nu ne mai desparte. Iubește-mă și dincolo de lumea noastră, umbra mea să vii și peste veac, să fiu iubita ta și dincolo de noapte, să-mi jur că nimeni nu ne mai desparte. Iubește-mă și dincolo de lumea noastră, umbra mea să vii și peste veac, să fiu iubita ta și dincolo de noapte, să-mi jur că nimeni nu ne mai desparte. Vai, ce sensibil! Doamne, doamne, nu m-aș mai sătura ascultându-te! Foarte frumoase versurile. Îi mulțumim lui Adrian pentru cuvintele astea atât de frumoase, pentru versurile astea superbe. Adrian, poate data viitoare vii și tu cu fetele, cine știe, poate îl prindem și pe el. Ce frumos ar fi! Poate îl prindem și pe el! Da. Contrar, așa se, nu se, contrar aparențelor vrei să spui sau contrar tradiției? Nu, contrar glumițelor care se nasc pe seama relației soacra cu ginerile. Ei se înțeleg foarte bine, i-am văzut cu ochii mei, nu că mi-ar fi povestit cineva. Eu nu cineva. Înțeleg de ce există aceste glumițe pe teapa soacrelor și a ginerilor, pentru că, de regulă, tensiunile sunt între soacre și nurori, nici de cum între soacre și gineri. Eu nu prea am povestit. Eu nu cred nurori, că e o regulă generală. Există, există situații în care ginerii se înțeleg foarte bine cu soacrele sau invers. Am înțeles. Mulțumim foarte, foarte mult, Simona. Simona, lângă noi este o prezență diafană. O cafeluță, un biscuit lângă noi. Și o așteptăm pe Ioana lângă noi. Ioana Dichiseanu, draga mea, pe lângă faptul că... Ai mai în Portugalia aici. Am văzut și știm cu toții că moștenești o genă extraordinar de bună și talent și frumusețe. Și pe alocuri vocea seamănă foarte mult cu a maestrului Dichiseanu. Pe alocuri am auzit inflexiunile vocii maestrului, pentru că am fost prieten foarte mult, tu știi, și îl aud și acum. Și este cu noi, să știi, Ioana este cu noi, să uită, maestre, te iubim. Ce vreau? Sperăm că așa o fi. Draga noastră Ioana, am spus că tu moștenești cam tot ce e mai bun. Ai luat ceva rău de la ei? Ai luat ceva rău? Ce? Temperament? Și rele și bune, am luat de toate. Care a fost cel mai rău? Ia. Niște probleme de sănătate pe care, din păcate, le-am moștenit de la tata. Am înțeles. Știi ceva? Eu zic așa. Dacă ai o minte sănătoasă și ai o energie foarte bună... Totodată nu e bine să ai o minte prea sănătoasă, da, că te crezi prea sănătos între prea mulți. Da, bolnavi. Am înțeles. Ție-ți place să cânți foarte mult și ai o voce absolut superbă. Mulțumesc. Nu știu dacă este absolut superbă. Păi da, eu te-am auzit cântând fado. Și ți se potrivește de minune acest stil. Adi este de vină că el a fost cu și ideea. Și de România mi se pare că numai tu ai abordat genul acesta și te felicităm. Probabil nu au fost atât de multe persoane care să fie evidențiate. Că este un gen destul de dificil. Da. Și nu e muzică ușoară, nici la propriu, nici la figurat. Da, exact. Și atunci e mai nișat. E pentru un public un pic mai... Pentru cunoscător și iubit. Urle conesor. Da. Cine îți place? Amalia Rodriguez? Cine... Așa, pe corasau, meu corasau, este Ana Mura. Ana Mura, da. Dar nimeni nu-i poate lua locul Amaliei Rodriguez, pentru că ea este... E mămica. Da. Și Regina. Ce ne cânti astăzi? Ia, ce fado ai ales? Păi am ales două piese. Este una cântată de Ana Mura, care este o combinație între fado și kizomba. Kizomba, ce este kizomba? Este un stil care are niște rădăcini africane, dacă nu zic o prostie. Așa am înțeles, așa am dedus.
Și un fado clasic pe care l-a cântat Amalia Rodriguez. E, ce înseamnă andorinians? Rândunici. Rândunici? Rândunii, și da. Noi ca două rândunici. Două mari și două mici. Două rândunici. Care? Că erau patru. Cele mari sau cele mici? Sunt două, ne așteaptă. Hai să mergem acolo pe scaun să ascultăm. Pe Ioana, da. Ioana Dichiseanu. Mulțumim și dansatorilor Muito noștri. Muito obrigado, Mirela, Santi, mamma mia. Știi, stăteam și mă gândeam în timp ce te ascultam. Îmi place atât de tare acest gen muzical și mi-ar plăcea să găsesc un loc în Bucureștiul ăsta unde să merg să ascult genul ăsta muzical, să văd un dans. Există... Ceva? Există? Da, am unde înțeles cânti tu, că există. Ca să venim după tine. Nu. Nu. Oricum, la ei este un respect deosebit față de... Acest stil muzical. Da, este al lor. Este rugăciunea lor cântată, exact. Practic. Și în momentul în care, într-un restaurant, într-un local, se cântă, toată lumea lasă tacâmurile, orice altă activitate și ascultă ce se cântă. E maxima formă de respect. Da. Și înseamnă tradiția și respectul și educația. Asta ține și de educație. Da. Bineînțeles. Un popor care respectă cultura și tradiția înseamnă că este foarte bogat. Așa este. Anastasia, știi ce vreau să te întreb? Ție-ți place muzica asta pe care o cântă mami? Vrei și tu să înveți un fado și data viitoare să vii să ne cânti alături de mami? Dar să știi că ea știe să cânte, ea îi cunoaște textele Ioane. Mă aud de când le repet. Ia să încerce puțin. Ia, Anastasia. Ia. Opa. Să vedeți surpriza emisiunii. Ia, Anastasia, ia încearcă un pic. Hai, cântăm amândouă? Da. Hai. Pasos meus dias, Zelandă și Fiuleș,
Eu deș vilăș Isidareș Asandurinia Sexoțeniaș Vălăreș linia Zăbrădă. Wow! Aplauze! Vai, magnifico! Magnifico! Felicitări din toată inima, Doamne! Deci ai un copil atât de frumos și de reușit, să vă bucurați mulțumesc, de ea. Mulțumesc, să draga noastră, dacă, cred că o să fie și artistă, mă tem că nu cred că va scăpa de această treabă. Nu știu, de pe tava aceea de la ce un an a luat bani, așa? O seringă, așa, o seringă, oh. Și glos. Nu e rău ce a luat, să știi. Ne injectează cu muzică bună. Asta nu se sună. Nu sună rău. Mulțumim foarte mult, Ioana, ești superbă. Mulțumim, mulțumim mult de tot și ție, Anastasia. Bravo, Anastasia! Muchas gracias! Muy obrigado! Muy obrigado! Muy obrigado! Vreau să invităm alături de noi alți doi artiști foarte talentați, mai ales că eu cu unul din ei am întâlniri foarte frecvente și la podcastul meu, la Life-ul Enache. Cezar Oatu a făcut o audiență excepțională, este un artist impecabil și sunt mândru că ori de câte ori îl solicit, vine imediat, ori în emisiunea Star Show, ori la Life-ul lui Enache, oriunde îl chemi. Și astăzi a venit alături de David Dobrincu, așa că Cezar Oatu, The Voice, și David Dobrincu! David Dobrincu, The Next Voice! Bine v-am regăsit! Bine ați venit, dragi noștri! Fiecare dată o mare onoare și bucurie să vă revăd. Știi pentru... cum putem să-i spunem lui? The Youngest Voice. Youngest Voice. Rising Star, Rising Star. Rising Star, rising. Da. Înainte de a vă întreba ce s-a mai întâmplat în viața voastră personală, aș vrea să știu ce fel de colaborare ați pus voi la cale. Las pe păi, David. După cum bine știți, anul trecut am avut o frumoasă colaborare muzicală alături de Cezar Oatu. S-a legat o prietenie foarte frumoasă între noi. Adică ieșiți la suc împreună? Da. Și tot timpul se dă la iubita mea, nu știu. Așa e, da. Și coincidență sau nu... parcă în urma colaborării am început să am mai un succes cu fetele. Ai văzut? De la mine se trage. Nu se mai poartă cu sucul acum. Iris Miap este o piesă care ne transmite emoții de fiecare dată când ascultăm. Multe emoții îmi transmite și vocea lui Cezar atunci când îl aud cântând la orele de canto. Și cum simți tu emoțiile, măi, David, așa? Fluturi, unde fluturi. Vin fluturași în stomac? Aici. Eu zic să ai grijă cu iubita este, ta. Da, nu. Este pe mâini bune. Oricum, ideea este că după acea capodoperă muzicală Perfect Symphony, în versiunea originală Andreea Bocelli et Sheeran, am decis împreună oarecum... tot în programul FICO, da, de încurajare și susținerea tinerilor talente, iar David este unul dintre aceste mari talente, să abordăm o nouă piesă cu un mesaj extrem de puternic și la care poate o să facem și un videoclip frumos. Cezar, și mie îmi place Josh Groban. Josh Groban, da. Și noi avem o versiune foarte frumoasă pe care am readaptat-o cumva în duet. Spune-ne de unde a plecat ideea. Ideea a plecat de la amândoi. Noi am zis să mergem mai departe cu această colaborare pentru că există o chimie, cum a spus și David, iar cred că piesa You Raise Me Up, da, este o piesă care transmite foarte mult și oarecum în acest raport, un artist mic în devenire și un artist mare în această armonie muzicală și a mesajului și a textului piesei You Raise Me Up, care este senzațională și vreau pe această cale să îi mulțumesc alături de David. Cui? Lui Alin Radu, pentru că a făcut orchestrația și a și remixat minunata piesă. Bijuteria asta muzicale. O salutăm și pe mămica lui David, da, care ne vine acolo. E cu noi, bravo. Te pupăm, Carmen. Ca de obicei, acum nu mai este chiar atât de emoționată cum era la început, au mai trecut emoțiile. Suntem extrem de curioși să vă ascultăm, dar înainte, Diana, vreau să vă anunț că urmează o scurtă pauză de publicitate. Mulțumim Farmacia Inimii Catena! Dar munca asta te-a pus în genunchi, frate. Ne-a pus pe amândoi în genunchi. Să vă dau niște bani să vă ia tata. Noi când niște tracem la studio la Alin, plecăm de jos în sus și atunci se tocesc un pic. Da, genunchi. Văd că Diana și Don Costică tot comentează acolo. Costică?
Ai dat arvuna la o mare ceartă cu mine, atâta zic. Poți să spun cu Ana Preoteasă, bine ai venit la Star Show. Sigură cu Ana. De obicei se zice să rămână cu Ana Preoteasă. Să rămână. Dar nu vezi că suntem bronzați? Dragă, am făcut plajă la Miami. Am înțeles. Am făcut și horă în ocean, ca să-l dau acum în gât. Tati, sunt foarte mândru de tine. Mă mai suporți? Povestea laboratoarelor Pons a început acum 50 de ani în inima Spaniei, din dorința de a desluși tainele curățeniei perfecte și a parfumurilor persistente. Asevi înseamnă soluția optimă pentru curățarea materialelor textile, a pardoselilor sau a spațiilor sanitare. Am revenit din publicitate, dragii noștri, bineînțeles, cu câteva acorduri de la Taraful Cleante și acum rămâne să îi ascultăm pe oamenii ăștia frumoși și talentați, extrem de talentați, mai ales că ne-au făcut foarte curioși. Noi deja suntem foarte emoționați să îi ascultăm pe Cezar Oatu și David Dobrincu cu You Raise Me Up! When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and seal my stand on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to overcome stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I. You raise.
Doamnelor și domnilor, amazing voices. Amazing grace. Ați avut dreptate, să știi că ne-ați dat mulți fluturași în stomac, să știi. Da, este o piesă emoționantă și mă bucur foarte mult că am făcut-o cu David, pentru că David este un copil, aș putea spune, peste media normală, să zic, atât din punct de vedere artistic, sufletește, chiar dacă uneori el se consideră, mi-a spus odată, mă simt bătrân așa, adică bătrân egal sau sinonim, adult, matur, are o înțelepciune. Are o înțelepciune, da. Mai înțelept decât media de vârstă, exact. Cezărică, dar munca asta te-a pus în genunchi, frate. Ne-a pus pe amândoi în genunchi. Să vă dau niște bani, să vă ia tata. Noi când niște tracem haine la studio, la Alin, plecăm de jos în sus și atunci se tocesc un pic. Da, mă, da, corect. Ați muncit pe brânci, asta vreau să zic. Ați muncit pe brânci bani pentru unii fără rupți în genunchi. Să știi că ăștia costă mult mai mult decât ăia normali. Și eu mi-am luat de ăștia rupți și am zis, cum bă să dau atâția bani pe rupturile astea? Ești în trend, moșule. Mulțumim pe brânci în continuare. Într-adevăr, armonia vocii tale, armonicele din vocea ta cu armonicele din vocea lui David sunt într-adevăr extraordinare. Da, am încercat să completez, exact. Să las pe linia și să reușim să facem ceva frumos. Continui să fiu mândru de tine. Mulțumesc, mulțumesc mult și vreau să spun o chestie. Cum de 2 ani încoace, voi, cum bine știți deja, îmi place să încurajez real și tinerele să susțin talente. Tinerele talente, atât prin festivalul FICO, o să vorbim mai târziu despre acest aspect, iar David este unul din mândriile mele, atât prin colaborările pe care le facem, cât și prin conexiunea pe care o avem și am avut-o de la bun început, de fapt. Am înțeles, ieșiți deja la suc, la capucin. Ieșim la suc mai puțin, cum ți-am spus, trebuie să am grijă cu iubita mea, pentru că au intervenit ceva probleme și atunci el are un zâmbet, vedeți, un zâmbet ușor. Da. Ușor, da, periculos. Un sarcasm așa. Braunian. Și o sigură. Noi suntem prieteni buni, dar la orele de canto lăsăm prietenia și ne apucăm serios. Îl mănânc, știe că sunt destul de exigent și chiar mă bucur pentru că am reușit să facem deja 2 capodopere muzicale reorchestrate, rearanjate, după cum ați putut asculta și Raise Me Up, și sunt foarte mândru, mă bucur. Abia aștept să faceți un album complet. Doamne ajută, de ce nu? Și Doamnele ajută. Și Doamnele ajută, știe. Doamnele Cezar ajută. Ce știe, da. Mulțumim frumos, minunat. Mulțumim. Cezar Ovatu și David Dobrincu. Noi vă mulțumim. Fabulos moment. De altfel, pe Cezar, pe David Dobrincu o să-l revedem puțin mai târziu, cu o altă combinație. Cu mare drag. Cu o altă combinație. Puteți, da, să mergeți să vă așezați, dragii noștri. Hai că ați muncit, sunteți istoviți. Văd că Diana și Don Costică tot comentează acolo. Nu s-au plictisit de atâtea vorbă după atâtea zile de turneu. Au amintiri din America. Da, 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 da. Împreună cu tine, cu Adrian și cu Angela Rusu. Angela Rusu, Gheorghe Gheorghiu, ce, da, gașcă frumoasă. Un turneu excepțional. Mulțumim, Bebe Mihu, te pupăm. Ați fost prin America și știu că... Ia vreau să zic atât. Ia vreau să zic Ienuța. Ai dat arvuna la o mare ceartă cu mine, atât zic. Mamă, ce mișto e fraza asta. Deci că-ți luai arvuna la o mare ceartă între noi. Vino, arvuna. Ce să mai zic, Diana? Îți luași? Cum a zis Angela? Angela, soția lui Costică, este excepțional de spirituală. Am râs tot turneu. Și la un moment dat se certau, se ciondăreau. Așa. Și spune Angela lui Costică, Costică, îți luași arvuna la o mare ceartă dintre noi. Asta e bună de reținut. Foarte, foarte. Deci cuplul ăsta a fost fantastic. Îi iubesc și mă bucur că am avut ocazia să fiu alături de ea. A fost un turneu foarte frumos, foarte obositor în același timp. Lumea, când am venit acum și la radio, spuneau, mă, dar ce-i cu tine? Intri așa, ești leșinată. Auzi, a fost atât de obositor încât să porți aceeași salopetă tot timpul după ce ți-ai luat un geamantan plin de haine. Asta vorbeam și cu Costică, zic, Costică, ți era dor de salopeta mea. A fost foarte frumos, foarte multă energie, oameni care ne-au primit și ne-au făcut să ne simțim ca acasă. E drept că am mâncat și în Miami niște sarmale și niște ciorbă de burtă, dar în pe Miami, Instagram n-am afișat. Garden, da. Am stat numai pe bărci, numai ce viață am avut și noi eram terminați. Dar nu vezi că suntem bronzați? Dragă, am făcut plajă la Miami. Am înțeles. Am făcut și horă în ocean ca să-l dau acum în gât pe Costică. Și un pic la rost pe acolo. Spune-ne tu, cam cât a alergat Costică după training? După training.
Oameni buni, deci eu n-am văzut un om care să alerge atâta după training. Deci ne-a alergat în fiecare dimineață, în loc să mai stăm și noi la piscină unde mai aveam să mai stăm, să ne bronzăm, să luăm vitamina D. Costică, Tulio, Tulio, repede, hai Angelo să-mi iau training. Firar mama lui de training. Amen. Dar important e că-l găsi și că-l luă și că-l purtă. Da, da. Dar-l găsi, îl lua și-l purtă. Da, da, da. Păi întreabă cu câte geamantane a venit, lasă. Că cu câte geamantane ai venit? Da, a venit cu două extra și el a venit cu trei extra. Deci care a luat mai mult? Dar știi de ce am venit? Că cele două ne-au spart cei de la liniile aeriene, că ni le-au spart, că le arunc așa și îți deplasă să spart. Nu, de-aia am venit cu altele în plus. Și Adi cu câte a venit? El să zică mersi că m-am dus eu la shopping și am luat și eu două, trei tricouri, că nu-și lua nimic. Nu. El stătea, se iubita ruga, mea, stăteam la Mandalay Bay în Las Vegas, toată lumea zice, hey, Mr. Elvis! Și eu zic, visez, visez. Mă saturasem să cânte. Wabablubad, ben bom, ben tsurifuri. Băi, zic, nu mai cânta, că nu mai suport, mă, în toate magazinele, cu toți indienii. Filma în continuu, zic, nu te mai suport, nu mai pot, nu mai pot. În magazinele indienilor, ziceam, dar știi, toată lumea, mai ales stewardesele, toate erau, wow, what a voice! Hello! Și îmi dădeau locuri la long legs. La acolo. Long legs, da. Dar mai lui. N-ar mai fi plecat din America în cazul cu ăsta. Cu greu l-am luat, să știi, cu greu deci, l-am luat. Deci, Diana, să nu te duci cu el, să nu te duci cu el acolo unde să joacă la casino, prin casino, să nu te plimbi, pentru că face de așa o ruptură încât toate babuștele alea sunt cu ochii după el. Mamă! Cine mai spune odată, domn Costica? Toate babuștele? Babuștele ăla! Da, mă, hai să spun, cine are bani în Las Vegas? Cine are? Să le vezi cu mască la de oxigen la nas, că dau la păcănele și mai Adrian printre ele cu tot le cântă, sau mai avea una, stai că mai are una. Joc așa făcea. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Și alea erau toate. Da, mă, hai să spun pe aia bună, Costică, te-ai așezat la masă unde crupier era Denis de la Autentic, trupa Autentic, era crupier acolo și când a venit și soția, dar mai târziu, l-a acostat o babușcă de care spune el și a vrut să plece cu el. Și Angela ce? O, soro! Ce faci? Să spun una. Ne dusărăm și noi, că dacă nu ne apucăm de povestit, ne dusărăm într-o seară morți de ciorbă. Bă, o ciorbă, hai să mâncăm în Vegas o ciorbă. Mânca, Costică, o ciorbă japoneză. Nu, dar Diana, ce? Acum am dat-o ea. Ia să pricepe, era așa rog cu pedi. Doamne, zic, aș vrea și eu că am mâncat atât de multă carne. Show. Aș vrea și eu o supă, o ciorbă, ceva. Vreau ceva să mă dreg la gât. Costică zice, ce ciorbeau aici? Zic, Costică, au doar supe. Hai să luăm de asta, tomiam, tomiam, vine supa. Costică, zic, Costică. Mă, un bol mâncava sufletul. Să nu faceți greșeala asta. Da. Deci un bol în care era niște zamă caldă, niște cu fidea, niște paste, niște paste, dar fidea din aia și niște pene, zic, cu pene niște, de alea, pene nu, de la și niște gâscă. Bucăți de carne, dar de așa, cam așa de. Dar eu zic, ia, Diana mai hai acum am în plus și niște ciuperci, sau ce erau ăla? Supa mea a venit cu niște ciuperci așa sănătoase. Ai netăiate, știi? Și Iuț. Zic, soro, ce e cu spălătura asta? Zic, o, Doamne, și ai mâncat-o? Nu, dragă, a venit. Nu, de, am luat din zeamă. După ce am venit, zic, trebuie să-ți o și plătesc? Nu se poate așa ceva. Tu te așteptai la niște perișoare, dar e roasă. Da. Nu e ca la Zanzibar, măi, Costică, nu e ca la Zanzibar. A fost seara aia și eu, mă, da, am mâncat la un mare casino, adică ciorbă, nu mănânc ciorbă, de la zama de-asta lungă. I-am zis, dacă Angela mea îmi făcea o supă din asta, jur că... Nici nu mai lua de nevastă. Nici nu mai uita cu ea. Păi nu se poate așa ceva. Eu știm că doamna Angela te hrănește foarte bine, așa cum trebuie. Ia zi, Cezar. Nu vreau să te întreb dacă te-au angajat la palatul meu acolo, la Caesar Palace. Ba da, a fost și acolo! M-a recunoscut-a! Hello, Mr. Elvis! Where's the boss? Zic, the boss că e cu David Dobrincu. Exact, dar mi-a zis că te întorci cu un contract. Da, bine, păi stai, da? Nu mă aștept după emisiune, nu mă aștept. Nu l-a semnat. Okay, bun. Vreau să vă mulțumesc pe această cale. Am îndurora că mi-ați dat material de glume pentru Adrian pentru multe luni de acum încolo. Mai stai prin toscul. Îți mai zicem noi, Multe. Acum trec la lucruri serioase. Să mai nu vrei se să mai trecem, să mai și cântăm? Zici, hai, vine acum, dacă tot. Diana Enache și Adrian Enache, pentru că la un moment dat părinții trec în planul 2 și vin copiii în față și trebuie să-i prezentăm. Așa să fie, dacă mai e. Așa să fie, nu-i mai... zici cumva că nebunește, îi se ufla aici, Vera. Auzi, domn Costică, stai că-i prezentăm noi. Ascultă-mă după mine, vină. Stai ca ce mă bag. Dar nu mi-ți Costică, zi sincer. Deci, cum s-ar da cocoșul de cocoș? Așa. Mă, tot puicuța asta. Mă, tot puicuța asta face față. Tot da, face. Ia lua, mau, ce să mai Scorpioanca noastră, vai, am auzit mine. Că n-a întârziat niciun minut de data asta, deci, turneu. Vreau să spun cât e Adrian de ciufut și că așa cum îl știam noi dinainte,
Diana a reușit să-l pună în cala Artata să meargă pe sârmă. Bravo! Mi-a mulțumit și Bebe că am fost bă, pentru prima oară, a fost și el gata, știi? Deci, în timp util. Era ora 9, la 9 fără un minut, Diana era cu el. O singură dată am întârziat 2 minute. Că ne-am certat. Dar ce poreclă am găsit, Costică? Alexa? Alexa, da. Stay. Știi de ce? Pentru de că ce? Am fost în casele românilor și acolo toată lumea avea robotul respectiv Alexa, care da, vrea să Alexa, turn the lights, Alexa. Am și el mi-a spus, mie Alexa. Alexa, quiet, please. Păi fii atent. Alexa și Adrian, un super colaj. Hai să-i prezentăm împreună, domn Costică. Diana Enache și Adrian Enache! Μ' αγαπάς να σ' αγαπώ Να θέλεις μόνο εμένα Να σε έχω δίπλα μου Θεό Να ζω μόνο για σένα Τι να μας πουν που δεν μπορούν Να ζήσουν ό,τι ζούμε Καρή δεν ξέρω να αγαπώ Και άλλοι απλά μπορούνε Será Ria dio ena Με το ρόμο αντιστροφά Κι αν αύρετο με σένα Εφτά κι οκτώ Και εννιά Και δέκα ερωτά μου Είσαι εσύ φλούδια Που καίει μες στην καρδιά μου Να μ' αγαπάς Να σ' αγαπώ Να θέλεις μόνο εμένα Να σ' έχω δίπλα μου Θεό Να ζω μόνο για σένα Τι να μας πουν που δεν μπορούν Να ζήσουν ό,τι ζούμε Καρή δεν ξέρω να αγαπώ Και άλλοι απλά μπορούνε Με αυτό πολύ ποτό Τα κύλι σου μυρίζουν αλκοόλ Μα δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει Απλώς θέλω να τα γευτώ Δίκα δεν κάτι κατά Αχ πως ζωή η καρδιά μου για σένα Άλλα μάτια σου χτυπά Στο ρυθμό της χόρεψες για μένα Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm.
cum știi, după fiecare... Asta vreau să zic. Mulțumim, high class, foarte frumoasă coreografia, Santi, fetele, mulțumim, Topo! Și mulțumim, Rareș! Asta vreau să vă întreb, Rareș este vinovat de tot ce... Domnule, copilul ăsta mă surprinde pe zi ce trece, Rareș Varniote. Doamne, are niște idei, combină muzica grecească cu Ed Sheeran, ce e la mod acum. Da, gâfui puțin, și nu, eu. Nu, 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 și eu gâfui. La petrecere e numărul 1. Mulțumesc, tati, sunt foarte mândru de tine. Mă mai suporți? Auzi, mă mai suporți? Zii, mă mai suporți? Alexa, please, quiet. Este momentul să dăm o scurtă pauză de publicitate. Mulțumim, farmacia inimii, Catena și izvorul minunilor. Acum eu l-aș întreba pe domn Costică ce se mai întâmplă prin Zanzibar. Costică ne cântă iară, vântuleț de primăvară. Cu tot dragul! Eu chiar am emoții, mai ales că urmează să cânt cu el. N-am emoțiile astea cu tine cât am cu el. M-am îndrăgostit de Diana din Cluj. A fost dragoste la prima vedere și reciprocă. Diana, vreau să faci o promisiune. Nu, nu, de fapt două promisiuni. Așa. Stai prima... că asta nu e repetată, zi-mi. Prima ar fi... Am revenit din publicitate și ne face o deosebită plăcere să o invităm alături de noi pe Oana Bozga Pintea, care se află pentru prima dată în platoul Start Show, dar telespectatorii Național TV o cunosc pentru că ea a fost prezentă de multe ori în acest platou. Vine din Ardeal, este o ardeleancă veritabilă, are un costum tradițional și e frumoasă de pică. Cântă muzică populară și are o voce extrem de frumoasă, dar este și mama a doi băieți și soție de preot. Vă vine să credeți? E soție de preot. Bine v-am găsit înainte de toate. Bine ai venit, draga noastră. Da, sunt soție de preot. Mă rog, soțul meu este diacon, prima treaptă a preoției. Pot să spun, Coana preoteasă, bine ai venit la Star Show? Sigură, Coana. De obicei se zice sărămâna, Coana preoteasă. Zice sărămâna. Uita, și ce crezi că... Să rămână, trebuie să pot să te ating. Aoleu, să meargă bine. Sunteți drăguți. Am înțeles că ai un proiect de suflet intitulat Tinerețe. Da, este cântecul care a dat și titlul celui de-al doilea album al meu de folclor. Și mă bucur pentru că datorită acestui cântec, sau mai bine zis prin intermediul lui, am ajuns cunoscută și foarte iubită în rândul consumatorilor de folclor și nu doar celor din prima tinerețe, ci chiar și acelor din a doua. Și pentru mai că... știu că de curând ai început și o colaborare ca solist la Palatul Culturii Bistrița. Da, este adevărat. Știți foarte multe despre mine și mă bucur acest lucru. Asta înseamnă că sunteți aproape de păi sufletul da, meu. Auzi, dar ce distanță? Da. Nu, ce distanță între Alba Iulia și Bistrița, că tu ești de la Alba Iulia? Sunt câțiva kilometri, nu știu sincer exact numărul lor, însă drumul este aproximativ de 3 ore fără drumul ceva. Drumul e lung și până ajung. Foarte bine. Ce se mai întâmplă în viața ta din punct de vedere al proiectelor muzicale? Ați pomenit de proiectul Tinerețe. Da. Anul trecut trebuia să aibă loc un spectacol cu acest titlu. Mă rog, l-am numit ediția a doua, fiindcă în 2018, în luna noiembrie, am lansat albumul cu acest titlu. La Cluj-Napoca, la un spectacol extraordinar de folclor, la Teatrul Național. Am avut parte de mult succes și de dragostea publicului. Și mi-am dorit foarte mult să merg mai departe cu acest proiect. Între timp eu am devenit mămică a doua oară și am pus un pic pe pauză aproape totul. Activitatea. Da, cât am putut. Și mi-am dorit anul trecut, mai ales că fiind pandemia știam că publicul duce dorul de muzică, de frumos. Mi-am dorit să realizez acest spectacol Tinerețe în Piața Unirii din Cluj, însă a trebuit să-l amân. Știm că faci multe spectacole la care participă foarte mulți colegi de scenă. Da, eu consider că colegii din generația mea merită să apară cât mai mult și cât mai des. Domnul Constantin Enceanu, aici de față, este membru, la fel ca și noi, mulți dintre cei tineri, în Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România. Să știi că printre membrii fondatori. Da. Alături de domnul președinte Ionuț Fulea. Da, pe care îl salutăm cu drag. Salut, și am făcut această paranteză, fiindcă mi se pare un lucru onorabil pentru noi, cei mai tineri, să facem parte dintr-o uniune atât de importantă. Și
ne-am bucurat să avem șansa să apărăm cât mai mult, să promovăm folclorul nostru românesc, fiindcă de ce să nu recunoaștem? Suntem un popor foarte bogat din acest punct de vedere și... Dar ce frumos costum ai. Da, uite, și la costume, și la repertoriu, și la tradiții, și la colinde, și la... Este o colecționară... De toate. Și o foarte bună vorbitoare, știe foarte bine să prezinte... ceea ce face, ceea ce cântă și mi se pare un atu extraordinar pentru ceea ce faci. Te felicit, te aplaud. Mulțumesc din suflet. Și vă dorim succes, dragii noștri tineri interpreți, să promovați, să iubiți, cum vorbeam și puțin mai devreme cu Ioana, apropo de țările care își păstrează și promovează tradiția și cultura lor. Așa trebuie să se întâmple în orice țară care respectă cu adevărat valoarea. Apropo de America, am fost și eu într-un turneu în America. Le mulțumesc pe această cale prietenilor mei, Garofa și Irina Milici. S-a nimerit ca în perioada în care eu mă aflam acolo să fie votul acela pentru familie. Da, da, da. Și mi-am exprimat dorința organizatorilor că eu vreau neapărat să-mi fac datoria de cetățean român să votez, chiar dacă eram acolo. Și zice, n-avem timp, suntem contra cronometru aici, ai distanță, suntem în America, nu suntem în Cluj sau, mă rog, în Alba. Zic, nu contează, eu vreau să mă duc. Domnule, și până meu. La urmă, da, am mers așa în costum popular și când m-au văzut toți, știi, au început așa, uite, vai, bravo, până la urmă au aplaudat, m-am simțit foarte bine. Tu ești specială pentru noi, mai ales că o să ne și cânti piesa Tinerețe, da? Da. Haide pentru să toată ascultăm. Lumea, să rămânem veșnici tineri. Oana Bosga Pinta! Mai
Mulțumim foarte mult, Oana, ești minunată. Mulțumesc și eu. Și cum ar fi într-adevăr să mai avem tinerețea încă o dată, a doua oară? Ar fi tare, tare frumos. Mulțumim, High Class. Mulțumim foarte mult baletului nostru, High Class. Știu că tu ai o surpriză muzicală pentru noi, puțin mai târziu, așa că va trebui să te lăsăm să mergi să te schimbi, nu? Mulțumesc. Mamă, dar ce surpriză, m-ai făcut curios. V-am pregătit o mică parte din inima mea, care m-a îndemnat să pornesc pe drumul cântecului. Nu ne spune, lasă. Nu, să fie okay. Spus nimic, mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Oana Bosga Pintea. Acum eu l-aș întreba pe domn Costică ce se mai întâmplă prin Zanzibar. Să vedem, Costică, mai cum știi ceva? Cum e pe la Zanzibar? E frumos pentru că au început restricțiile astea să se ridice câte un pic. Putem să mai organizăm și seri distractive. Deocamdată în fiecare sâmbătă avem DJ. E o atmosferă de club, o atmosferă tinerească, așa ca pentru noi. De ce noi nu putem să cântăm la dinata de club? Am făcut afișul, ai văzut? Eu ce am spus, abia aștept să vină primăvara, să vină vara, pentru că locația se adresează în primul rând tinerilor și putem să organizăm seri deosebite. Să facem un start show la Zanzibar. Putem să punem o idee. Raluca, ne auzi? Un start show la Zanzibar. Să facem o transmisiune de acolo, n-ar fi rău. Dacă vine și Diana, vin și eu. Păi tu vine! Și vine și Anastasia, îți place de am văzut, m-am uitat. Toată gașca. Să știți că aștept cu nerăbdare să vină primăvara, vă spuneam, să vină vara, pentru că acolo se fac lucruri frumoase, cu dedicație specială pentru cei tineri, pentru adolescenți care, sincer, la urma urmei, au suferit în perioada asta, ca și noi toți, de altfel. Costică ne cântă iară, vântuleț de primăvară! Cu tot dragul! Domn Costică, Enceanu! Vântuleț de primăvară, ai venit iară să-mi spui că mă cheamă în vale crengul să-i fac leagă-ndorul lui. Vântuleț de primăvară, ai venit iară să-mi spui că mă cheamă în vale crengul să-i fac leagă-ndorul lui. Vino să auzi, mai frate, cum șoptesc izvoarele, cum prin lunga înverzită se-ntrecântătoarele. Vino să auzi, mai frate, cum șoptesc izvoarele, cum prin lunga înverzită se-ntrecântătoarele. Am să pun șaua pe murgu și-o-i porni către zăvoi, că a trecut atâta vreme de când am fost pe la voi. Am să pun șaua pe murgu și-o-i porni către zăvoi, că a trecut atâta vreme de când am fost pe la voi. Mulți am dus dorul pădure, iar la toată m-am gândit ce frumos era pe vale cu mândruța la iubit. Mulți am dus dorul pădure, iar la toată m-am gândit ce frumos era pe vale cu mândruța la iubit. Frunzele tale să ne fie așternut, cu lăstarii mă-nveleai pe mândra să mi-o sărut. Tu-mi dădeai frunzele tale să ne fie așternut, cu lăstarii mă-nveleai pe mândra să mi-o sărut. Că tot mă gândesc, pădure, n-ar fi rău să fie așa, să rămâi verde tot timpul, eu cu mândra tinerea. Că tot mă gândesc, pădure, n-ar fi rău să fie așa, să rămâi verde tot timpul, eu cu mândra tinerea. Mulțumim, Costică Enceanu, ca de obicei, aduci sărbătoare în platou când vii. Hai, Costică, mi-e sete, iar mi-am... Cu tot dragul. Și atât de frumos e anotimpul ăsta primăvară când vezi, că
totul prinde viață și chiar, într-adevăr, atunci când am făcut cântecul ăsta, am trăit acele momente când soarele răsare, când iarba începe să Și cred că suntem și noi puțin încărcați de faptul că s-au mai dus din restricțiile astea și reîncep lucrurile să se așeze și să se, cum să spun, să revină totul cât de cât pe un făgaș normal. Hai să vă zic, m-am întors de curând de la Roma, unde am cântat românilor din diaspora de acolo, din jurul Romei și credeți-mă, când am văzut 400 ceva de oameni în sală, am reușit, dorință parcă, distracție. Mă, parcă am întinerit, pe cuvânt, dacă vă spun. Mi-era dor de aplauzele lor, mi-era dor să-i văd în preajma mea, făcând 2-3 ore de jur împrejur. Și iată că am trecut și momentele alea nefericite și acum ne-am trezit la viață odată cu primăvara. La Zanzibar e primăvară, să venim cu toții iară. Mulțumim mult de tot. Diseară, să venim cu toți diseară. Nu, diseară nu mai... Suntem ocupați, stai un pic, nu diseară. Nu, că am deja locurile avem rezervate diseară, pentru diseară, nu pot diseară. Azi, scrie closed. Mulțumim mult de tot, Costică Enceanu. Și cum îi spune Costică Enceanu, sold out. Sold out. Eu l-aș mai descoase un piculeț pe David Dobrincu, eu știu că este extrem de ocupat. Adică e implicat în atât de multe lucruri. Acum e ocupat cu Diana, uite, cu Alexa. Alexa. Foarte bine. Ia veniți amândoi la tati. Hai, David și Alexa. Ce v-am surprins? Erați acolo într-un dialog. Dar ce-i cu zâmbetul ăsta? Avem și noi dialogul nostru, să știți că eu chiar am emoții, mai ales că urmează să cânt cu el. N-am emoțiile astea cu tine cât am cu el, crede-mă. E un copil minunat și eu nu vorbesc așa gratis, surpriza. Să știi niciodată. Dar chiar ești un copil minunat și mă bucur din suflet. Ce vrei să spui mie, David? Dar ce vrei să-i spui, da? Sper să nu mă alerge domnul Adrian Enache acum. Dar trebuie să recunosc că m-am îndrăgostit de Diana din primul moment când am văzut-o la emisiunea de Davos. A fost dragoste la prima vedere și reciproc, că mai era reciproc. Pe cărarea veche trece deodată. Eu nici nu știu ce să completez la remarca asta, nu prea știu ce replică să dau. David i-a lansat Dianei o provocare și aceea de a cânta alături de el, dar eu nu știu când are timp, cu ore de chitară, ore de canto, dublaje de seriale, acum am înțeles că pregătește o nouă producție în care vor juca alții actori și cântăreții, Maia Morgenstern, Camara. Măi, când ai tu atâta timp să faci? Eu mi-organizez timpul alături și cu ajutorul mamei mele. Carmen, dar vino și tu lângă noi. Nu vrei? Stai acolo și filmează frumos. Dar tu ai timp de copilărit? Ce faci tu în timpul tău liber? Așa când pur și simplu nu faci jocuri video, mai repe la chitară. Deci tot joci și basket? Da, mai mă joc basket și prin casă, spre disperarea mamei. Și ce spre zice disperarea mamei? La cât e de talentat copilul, ce să-i mai zici? Și acum, suspansul a fost suficient? Care este surpriza? Ce ne cântați? Care este provocarea pe care i-ai lansat-o Dianei? I-am lăsat o provocare, Diana, dar înainte să spun asta, Diana, vreau să faci o promisiune. Nu, de fapt două promisiuni. Așa. Păi prima... asta nu e repetată, zi-mi. Prima ar fi... să faci o colaborare muzicală cu mine. Promit, da, solemn. Uite că rămâne aici a de vadă. A doua ar fi... să mă mări cu tine, zi, ca să te aștept. Păi eu să îmbătrânesc, da? Sper să nu mă bate domnul Adrian. Cum te să te bat? N-are voie. Și vedeți, asta mă duc să mă sfătesc care... cu mama ta mai bine, da? Mă. Asta ar fi momentele în care aș dori să fiu și să nu am doar 11 ani. Dar ce mi-ai zis tu aseară? Că mai mult fratele revenind... tău îți fură fetele, nu? Da, adevărat și asta. Revenind, aș vrea să mai mă aștept un pic să cresc. Îți promit că te aștept să crești. Auzi, sper să arăt și fetele, bravo, mine. Mie David, plac fetele ca și nici Diana. Nici cum eram eu când eram mic. Îmi plac fetele ca și Diana, care sunt bogate aici și să nu fie pitice. Să nu fie pitice. E mai sănătos pentru că să ne uităm în sus decât în jos. Ai, iar Diana este mult mai mult decât atât. Divina, superbă. Eu nu știu că are o întreagă... Eu vreau totuși să spun că nu trebuie să subestimez nici... fetele micuțe. Ce declarație ți-a făcut? Te invit aici. Auzi, să mă ajute Dumnezeu să fac și eu un copil precum David și toată lumea să aibă copii așa. Dar m-am roșit, fie de ce emoția. Diana, Diana. Ce să zic? David, prima dorință ți este îndeplinită. Și pentru că, na, în premieră absolută, veți cânta aici la Star Show și colaborarea este deja în picioare, veți cânta live. A doua, nu știu ce să zic,
timpul, să mă ajute timpul, își va spune cuvântul. Iana Enache și David Dobrincu. Și galant. E mai prea galant mulți. Ca mulți de vârsta prea mea. Prea mult. Și vocea asta. Doamne, ce combinație sunteți. Yeah, uite, ia-ți iau microfonul de live. Vă felicităm din toată inima. Noi mulțumim. Vă mulțumim. Deci așa emoțină am avut. Mamă, tati, mai vină lângă tati și mai să-mi atracă emoțiile. Doamne, ce... Vezi că vorbeai de bunic. Nu cred că-s pregătită gângam emoții. Și vreau să-l felicit pentru că el ascultă, la vârsta lui de 11 ani, ascultă Josh Groban, ascultă Chris Norman, Suzy Quatro. Artiștii aceștia sunt cei care ne-au făcut copilăria frumoasă și iată că se transferă mai departe pasiunea pentru muzica bună și celor mici a din ziua de astăzi. A fost alegerea lui această piesă, nu-i așa? Mai David, ce să zic, îți dorim succes. Vă mulțumesc mult. Aș să convingi și fete frumoase și talentate să cânte să cu tine. Și să nu și-ai zis aici, David, peste 20 de ani, da? Nu prea suntem așa bunică-nepoată. Suntem, eu sunt sora ei mai mică, îmi zice Sorica. Sorica? Da. Sorica? Bubu este Sorica ta? Da. Bravo, partitura bravo, asta Sela! Muzicală, mulțumesc, indiferent pe ce ritm ar fi pusă, este splendidă. Doamne Ioana, vai, se vede mulțumesc. Cât ești de sensibilă, se simte în maniera în care cânți. Mulțumesc. E ceva cu ritmurile astea la tine, n-ai cum să stai. Și la tine, și la mine. Și la tine, și la mine, și la tine. Mamă, superbă ești. Vrem să-ți facem împreună o având surpriză. Având în vedere că a fost ziua ta de naștere. A fost ziua ta de naștere acum câteva zile. Vrem să-ți dăruim o mică surpriză dulce, să intre tortul și să-ți cântăm mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. David să trăiască, David să trăiască, la mulți ani. David să trăiască, David să trăiască, la mulți ani. Și Mirela să trăiască, care a dus tortul, bravo Mirela. Cu ajutorul Wikipedia sau orice, nu găsesc cuvintele care se poate exprima ce simt. Cu ajutorul Wikipedia! Ce tare! Este super simpatic, te felicităm, Carmen. Să mai faci! Să mai faci, că faci bine ce faci. Mulțumim, tip top. Dragul nostru David, la mulți ani, să fii sănătos. Să dea Dumnezeu să ți se împlinească toate dorințele, să fii un om împlinit, un copil împlinit și un bărbat. Mulțumesc. Împlinit și fericit. Și să știi că nu putem să o lăsăm așa pe Anastasia fără o surpriză dulce. Și pentru ea avem o surpriză dulce. Anastasia, uite, să te bucuri de ce ai acolo în sacoșică. Ți-am pregătit și ție o surpriză dulce, că nu puteam să te lăsăm așa, să te uiți la tort. Cu drag, ești cu drag. Minunată! Mulțumim foarte mult, David, încă o dată. Eu la mulți ani. Diana, cu ce drag. Să vă zic? Mult succes și să stăpânești, Doamne, emoțiile, să ți le ții în frâu bine. Mă trădează pielea, trebuie să mă, să mă machiez și pe mâine acum. Mirela, hai să mai mergem o dată la Miami. Ia tu tortul și du-l acolo. Vă mulțumim, dragii noștri. Noi vă mulțumim mult. Cezar, dacă tot ai venit, ai un microfon, te rugăm frumos. Verde, așa, bun. Evergreen, așa să fie, evergreen. Eco, eco. Eco, ce se întâmplă, nu cu eco, cu Fico. Cu Fico, da. Fico, da, Fico, mai sunt câteva zile până la... cea de-a doua ediție. Cea de-a treia ediție. A treia. Cea de-a treia ediție. Noutățile din acest an sunt următoarele. Este singurul festival concurs internațional de canto pe secțiuni din România, având canto muzică ușoară, canto clasic și canto popular. Iar în acest an, finala, marea finală, va avea loc cu acompaniament live real. Adică vom avea Ploiești Jazz Band Trio pentru categoria pop, Orchestra Populară Flacăra Prahovei pentru populară și cu repetitor pianist la clasic. Avem jurați, nu știu, precum Bela Santiago, Gelu Voicu, Mihai Alexandru, Crina Mardare. Este un festival Diana care Matei. Deja este un nu era liberă. Eu am o nuntă. De pe 8 pe 10 aprilie va avea loc cea de-a treia ediție pe scena Filarmonicii Paul Constantinescu. Și este deja un cum să spun, ca ploieștean, pot să spun că am adus oarecum Ploiești ca un pol cultural și deja am avut celelalte ediții, am avut din Republica Moldova, Bulgaria, Liban, Portugalia, înscriși din toată lumea și mă bucur că este un copil pe care eu l-am crescut de la prima ediție până la a treia ediție. Mai sunt câteva zile de înscrieri, fico.ro, Instagram, fico.românia și așa mai departe. Avem deja foarte mulți înscriși și ne bucurăm să oferim de la an la an, inclusiv din punct de vedere al quantumului premiilor, da, care este unul considerabil, inclusiv acest acompaniament live pentru un artist care poate n-a cântat niciodată cu un band sau cu o orchestră populară să poată cânta pe o scenă precum... Este o experiență inedită. Este o experiență inedită, da, da, da. Am avut deja artiști mari. Am avut-o pe Ana Maria Mărgean, Alexandra Sârghi, Maria Clara Postelnicu, de care ați auzit și veți auzi. Bineînțeles, artiști mari. Bineînțeles. Ne povestești câte ceva și despre tabăra de creație Music Camp by Fico? Da, Fico Music Camp a avut loc anul trecut. Vom merge mai departe cu cea de-a doua ediție aferentă acestui brand deja Fico. Dar știi de la ce vine Fico? Ia să te văd. Sofico! Nu, 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 nu. Fico. Cu doi de C. E Festivalul Internațional Canto Cezaroată. Cezaroată, okay. Da. Cu doi de C. Cu doi de C. Tu ai canto, făcut da. Și partea de management ca să înțeleg eu. Eu mă ocup de absolut tot. Eu centrez, eu dau gol, bineînțeles, fără ajutorul Filarmonicii Paul Constantinescu și o întreagă echipă. Este o desfășurare de forță pentru 3 zile, 8-10 aprilie. Pe Vlad. Pe Vlad ce se întâmplă Mateescu. Acolo? Iartă-mă, o să fac o paranteză. Ce se întâmplă acolo la Ploiești mi se pare senzațional și absolut. Pe parte de management este o minune, ne-am dorit ca peste tot să se întâmple lucrurile împreună astea. Împreună facem lucruri minunate, inclusiv exact. Din punct de vedere, mă consider oarecum un ambasador, nu doar că spunea domnul primar Andrei Volosevici, dar mă consider un ambasador al acestui oraș, orașul meu, da, unde m-am născut și, în primul rând, pe zona cultural-educațională să duc mai departe real și să pot susține tinerele talente în adevăratul sens al cuvântului. Știu că tu ai muncit foarte mult pentru toate lucrurile astea, pui da. Mult suflet, ești pătimaș oricum, pentru că ești artist și este fire să fii așa.
lucrurile astea frumoase nu vin așa pur și simplu peste noapte, se întâmplă cu efort, se întâmplă cu muncă, cu dăruire, cu insistențe. Și bineînțeles cu ajutorul partenerilor pe care cărora le mulțumesc pentru că sunt numeroși. Și este un festival de înalt nivel, atât din punct de vedere vocal. Chiar vă invit la marea finală să vedeți cam cum se cântă. Sunt copii de 10-11 ani care efectiv rămâi mască. Avem cum un cântă. Exemplu elocvent aici. Ei, David deja este rising star, dar sunt copii care sunt la și început. Și să le mai invităm să mai aduci și alți copii. Absolut, să-i vedem cu mare drag. Cu mare drag, cu mare drag. Îi promovez pe bune. Deci, Cezar Voatu. Cantare! A venit cu o piesă care are, al cărui mesaj este chiar de bun augur pentru pentru Fico, da? Volare, și anume să-și ia zborul de la Fico oarecum către o carieră de succes, da? Fiecare dragii artist noștri, în parte. Ați auzit, încă mai sunt câteva zile pentru înscriere și puteți să intrați și pe paginile Fico. De socializare, Ro, da, la Cezar, cred că acolo veți găsi toate informațiile. Haideți să-l ascultăm pe Cezar, pentru că ne este foarte, foarte drag, îl apreciem foarte mult ca om și ca artist. Hai să fie Volare! Volare, cantare Cezaroatu! De Taraful Cleante, mulțumim! Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Felice, più l'alto nel sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Blue, dipinto di blu, felice.
Partitura asta muzicală, mulțumesc, indiferent pe ce ritm ar fi pusă, este splendidă. N-avem cum să-l uităm pe Domenico Modugno, originalul este acestei piese. Inconfundabil, cred că evident. Sunt piese care rămân pe veci. Adică evergreen cu evergreen, adevărat. Și fetele care au dansat foarte frumos, Andreea și Alexandra, da. Bravo, frumos! Vreau să mulțumesc, pentru că e... Sincer, o reală încântare și de fiecare dată când sunt acompaniat de Tara Fucleante, bravo băieți, este o bucurie și o onoare pentru mine de fiecare dată. Mulțumesc! Și noi îți mulțumim ție pentru că de fiecare dată vii cu partituri din astea nemuritoare, piese care vor rămâne și este firesc să le prezentăm, uite, într-o manieră diferită, deosebită de fiecare dată, pentru că este foarte frumos să reinterpretezi piese nemuritoare. Am cântat-o în America pentru prima dată piesa asta la New York și a fost așa o chestie flash mob, rapidă, improvizată și crede-mă, e genul de repertoriu care, indiferent, depășim oceanul, aici, oriunde. Oriunde, pe planeta sunt piese asta. Care, da, și dacă reușești să și transmiți cu harul pe care Dumnezeu ți-l dă, de ce nu? Apropo de piesa voastră care, cu care iubita mea m-a obsedat zile întregi, am atins cerul cu mâna. Ai atins? Ai atins? Am atins volumul zi de zi cu această piesă, vreau să vă felicit, că e senzațională. Mulțumim. Poate cine știe o facem, nu știu, sau altceva. Da. Senzațional, oricum, mulțumesc pentru invitație. Bun, e o foarte bună provocare și abia așteptăm să ne răspunzi la aștept. Telefon. Da, mulțumesc, mulțumesc. Cezar The Voice, mulțumesc. Mulțumim mult de tot. Telespectatori, aș avea chef să mai ascult un fado cântat așa excepțional, cu sentiment, cu atitudine de nimeni alta decât Ioana Dichiseanu. Che Deus me perdoe. Vino cu este un fel noastră. De rugăciune asta, nu, Ioana? Uite cât da. E de timidă, mă, ce înseamnă... Nu, n-ai cum, da. N-ai cum, lângă noi n-ai cum să fii. Dar n-ai emoții. Ba da. Ai emoții? Da. Ești emotivă? Foarte. Nu îngrozitor de emotiv. Încerc să mă tratez, dar nu prea mi-e. E o balanță foarte emotivă. Ești o balanță, emotivă, nu ești da. În zodia da. Balanță, emotivă. Da. Știi cum e cu emoțiile, trebuie să le înfrânge ca atunci când te urci în avion și ai emoții, te urci la geam, te poziționezi pe scaun de la geam. Mă urc în avion... Nu, dar degeaba, Diana, materia prima artistului este emoția. Dacă nu ai așa emoții, este. Poți să-ți alegi așa altă meserie. Da. Atâta așa timp este. Cât este constructivă, mie mi se întâmpla da. Să fie și destructivă, să mi se usuce foarte da, puternic gura. Așa pățesc eu. Așa, să nu mai am salivă absolut deloc și să nu mai fie... Știi cum se spune la noi, treaba bună. O să-mi permit, pentru că Ioana este și modestă, în afară de faptul că este și timidă și are mari emoții de fiecare dată, o să-mi permit să spun eu că a primit o invitație, o propunere, este vorba despre un proiect cultural, intercultural, din partea unui membru al comunității românești din Portugalia. Va avea loc un festival de muzică tradițională Fado și Ioana a fost invitat acolo în comunitatea românească. Când asta, Simona? Când? Deocamdată toate încă detaliile nu. Se vor stabili pentru că vor fi niște condiții detalii. Acolo, se va semna și un contract. Vin eu, da. Îți mulțumim foarte da. Mult că ne-ai spus, pentru că exact cum ai spus și tu, ea e atât de modestă încât nu spune nimic. Da. Ioana, draga noastră, îți dorim succes, ne bucurăm tare mult, personal iubesc fadoul și ce reprezintă el și încărcătura emoțională este, pe care da. O conține și știu că tu vei cânta acum live, așa da. Că ai deja pregătit microfonul. Și trebuia cu ceva un chitarist, chitaristul ei nu este în București, în mod normal așa se da, cântă, așa se cântă fado cu instrumente chitarist. Live, da. Cu chitara portugheză, dar asta este. Este o rugăciune cu... piesa asta, nu? Spune-ne este, despre bine, ea. În general fado e ca este o ca o rugăciune. Toate piesele, asta este într-adevăr o piesă de fado jet by jet, ca jet să zic jet, așa. Da. Originală. Haideți să ascultăm un fado jet by jet cântat de Ioana Dichiseanu. Se a minha alma fechada se pudesse mostrar, e o que eu sofro calada se pudesse contar.
a canta que Deus me perdoe se a crime o pecado, mas eu sou assim, fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado. A vida de mar nem sequer me pertenço, nem mal se me dá, e chego a crer na verdade e a sonhar sonho imenso que tudo é felicidade e tristeza não. O pecado, mas eu sou assim, fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado, nem nada me dói. Se pois um pecado ter amor ao fado, que Deus me fugia de mim, cantando dobrado, nem nada me dói. Se após um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Doamne, Ioana, vai. Se vede cât ești de sensibilă, se simte în maniera în care cânți. Mulțumesc. Se simt puțin și emoții, puțin, dar asta nu e un lucru rău. Asta e un lucru acum bun știu, și frumos. Depinde. Știi ce ai făcut tu, Ioana, acum cu mine? Mi-ai pus o mare compresă sufletului. De obicei, Fado reușește să deschidă și răni. Nu, dar să știi că eu sunt rănit destul. Îmi trebuia o compresă. Îți mulțumim foarte mult bravo, pentru Ioana, acest bravo. Moment. Mulțumesc și eu. Mi-ar plăcea să ne inviți la un moment dat la un concert să te ascultăm Doamne cântând ajută. Fado. Cu mare drag. Vreau să te mai întreb ceva și nu vreau să uit. Spune-ne câte ceva despre festivalul Ion Dichiseanu, In Memoriam Ion Dichiseanu. Da, va avea loc în acest an la Jud, pentru că tata s-a născut la Jud. Da. Și culmea și soțul meu, Adrian, s-a născut tot la Jud. Mi se pare senzațional. Asta și culmea potrivel. Este că e o diferență stradă. De câteva blocuri. Da, aceeași stradă. Vai, vai, să ziceți voi că nu există karmă. Adică destin. Da. Și vor fi 3 zile în care vor fi și teatru, și muzică, și film. Pentru că asta a însemnat Ion Dichiseanu. Da. A fost un artist complet, cel colosal. Puțin, da. Colosal. Și vor fi foarte multe surprize. Pregătesc și eu cu tata o surpriză. Fel de dialog la distanță, o piesă, cum a făcut Nat King Cole cu piesă. Ceva, cu da, ceva de genul ăla, se poartă. Da. Și eu sper că toată lumea va vedea ce a însemnat Ion Dichiseanu în continuare, pentru că asta ne dorim. Da, așa este. Adică artiștii păstrăm până la urmă, vie. Da, nu trebuie să moară niciodată. Niciodată și nu va muri niciodată. Păi ce să zicem, lucruri frumoase, se întâmplă multe lucruri în viața ta profesională și în viața ta personală. Ai pe Anastasia, care cred că te împlinește cea mai mare, cea mai mare bucurie și realizare. Artenie mică, ce faci? Așa. Mini Adi. Mini Artenie, e. Da, sunteți superbe, îți mulțumim încă o dată, Ioana, pentru momentul ăsta foarte, foarte frumos mulțumesc. Și foarte sensibil. Mulțumesc și eu. Ioana Dichiseanu. Hai, clas, hai! Unde ai plecat, Adi? Alo, alo! Să
adus după fete? Uneori când mi se dă ocazia, cochetez și cu muzica ușoară. Fă-ne o surpriză. Foarte bine. Sper faci. Sper să fie plăcută. Ba să mai vii și să ne mai cânti. Oana! Ați avut o ediție senzațională, cu atâtea frumuseți, de la mic, la mare, la foarte mare. Acum este momentul să o invităm pe Simona cu microfon, bineînțeles, și schimbăm puțin tel registrul. Hai, bunicuță, hai să mă obișnuiesc și eu. Măi, nu ai cum să-i spui așa Simonei, niciodată. Dar ba, nu mă deranjează, spun, eu este, sunt bucuroasă că am ajuns să fiu din comun, și bunica. Așa ceva nu găsești la orice, de asta sunt mândru să-i spun, ai bunicuțul. Că așa, da. Ca cicăreală găsești. Nu, mie îmi place de ea, că mamaie, așa e unică. Mamaie, spune Ioana, mamaie. Mamaie. Mamaie nu, că ne invită ăștia la festivalul de la mamaia, nu. Dar cum îți spune Anastasia? Bubu, îmi spune. Bubulina, gospodina. Ești genul de bunică ce-și răsfață nepoțica? O răsfăț, dar să știi că nu prea suntem așa bunică-nepoată. Suntem, eu sunt sora ei mai mică, îmi zice Sorica. Sorica? Da. Sorica? Bubu este Sorica ta? Da. Am înțeles. Deci sunt două aici, Alexa și Sorica. Sorica, please. Da, sora ei mai mare, Amira, fata cea mare a lui Adi, este surioară și se înțeleg bine. E, cu Sorica se ceartă pe farduri, gogoși, pe na, pe farduri sunt, da, cele mai gogoși, dacă mă nu mă joc cu ea, cu camionul. Dar pe farduri acolo este bătălia supremă, nu? La farduri acolo. Nu e chiar bătălie supremă, dar este. Am înțeles. Ești o minune, ce pot să-ți spun? Ne uit, mă uit la tine și... Da. Dar să știi că nu întâmplător este așa. Mi-aș dori să am și eu, uite, un picior ca al Simonei. Uite ce picioare are. Dar ce vorbești tu? Cum adică? Nu. Da, știi cum e jurământul și mai patru? Jur să crezi mare și bunici și să nu mâne nimic. Ce vroiam eu, de fapt, să spun era faptul că tu ești absolut superbă și eman foarte multă încredere și foarte multă pozitivitate. Da, dar nu e întâmplătoare chestia absolut superbă. Seamănă mamei. Vreau să ne povestească câte ceva despre mama ta, care este artistă. Despre mama! Da, așa am auzit că e artistă. Da, așa este. Mama pictează, mama sculptează. Este artistă. Mama face și poezii. Am zis, i-am promis că o să-i scot un volum de poezii. Trebuie neapărat. Întreaga familie Florescu este o artistă și probabil că neîmplinirile ei, pentru că nu a reușit să facă nici, doar așa, este un pasiune, pictor, da, un pictor pionier. Exact. Dar faptul că ea nu s-a împlinit așa cum probabil că și-ar fi dorit, ne-a în tine, da, în mine și în sora mea, pentru că și sora mea pictează. Am înțeles. Am auzit că o să ne cânți Camisa Negra. Da, cine nu știe Camisa Negra? Putem să fredonăm Juanes și noi cu tine un pic așa? Putem fredona, da, cu tine, cum nu? Să nu, sigur. Sau să dansăm și un pic lângă tine, da? Da? Sigur. Hai, Simona Florescu, Camisa Negra! Camisa negra y debajo tengo
alma una pena es por culpa de tu embrujo. Con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que sola me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber. Ti perdí la calma y casi te vas a mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, tuya negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi te vas a mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo. Tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. E ceva cu ritmurile astea la tine, n-ai cum să stai și la tine, și la mine. Și la tine, și la mine, și la tine. Și la mamă, superbă ești. Mulțumim foarte mult, Simona. Încă o dată ne bucurăm că ai fost alături de noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și abia aștept să facem un duet. Doamna Florentina Rogozea, vă pupăm. Doamne, de când spune Enache că o să facem un duet? Venim la vară, venim acolo și facem un duet. Poate vreodată se va întâmpla. Să nu-l credeți întotdeauna. Bine, dar știi că o să vin. Știi că o să vin. Mulțumim mult de tot, Simona Florescu. Mulțumesc și eu. I wanna wake up with you. I wanna wake up. Wanna, asta e. Wanna s-a schimbat. S-a îmbrăcat, mie îmi place să spun civil, adică a dezbrăcat costumul popular. Vino lângă noi. Nu fi sfioasă, aici trebuie să fie curaj. Îmi place cum zâmbești în continuu de când a venit la Star Show. Starea ei este foarte bună, bravo, Oana. Mă bucur, vreau să vă transmit și vouă. Nu arăți deloc ca preoteasă, pe cuvântul ăsta. Ești foarte frumoasă, ești simpatică, ai un zâmbet minunat. Și se vede inteligența în ochii tăi, să știi. Mulțumesc. Ce ne cânti, Oana? Am înțeles că ai un moment live. Da, spuneam în prima parte că am adus în acest moment o parte din inima mea, pentru că eu am început să cânt participând la un concurs de muzică ușoară. Mi-am descoperit talentul cântând o priceaznă în Sfânta Biserică, după care am ales să merg mai departe cu muzica. Am început cu muzica ușoară, după care totuși sufletul m-a îndrumat către folclor. Însă așa, uneori când mi se dă ocazia, cochetez și cu muzica ușoară. Fă-ne o surpriză. Foarte bine. Sper faci. Să fie plăcută. O să fie una plăcută, sunt convinsă, pentru că te-am auzit puțin mai devreme, înainte să începem Star Show, așa, un pic fredonând. Și m-am emoționat și eu, pentru că Mihaela Runceanu a fost profesoara mea. Datorită ei sunt ce sunt astăzi. Ce și mă bucur că ai ales o melodie din repertoriul ei. De-ar fi să vii Oana Bozga Pintea. Întreb chiar și acum, unde ești, ce să fac, cum să-ți spun că lipsești. Aș avea un crâmpei dintr-o zi, ți l-aș da poate când vrei. Om se duc și se duc clipele, cum răsar și apuc stelele. N-aș avea un crâmpei dintr-o zi, ți l-aș da. Și te-aș ierta
se duc și se duc clipele, cum răsar și apun stelele. Le-aș avea un crâmpei dintr-o zi, ți l-aș da poate când vei veni. Dar fi să vii, aș crede că visez. Dar fi să vii, ce ne-a mai spune oare? Și te-aș ierta, oricât de greu ar părea. Dar de nu mă vei iubi, atunci mai bine aminti ce dor mi-a fost de tine. Și te-aș ierta oricât de greu ar părea. Dar de nu mă vei iubi, atunci mai bine nu veni. Surpriză frumoasă ne-ai făcut. Foarte frumos. Mă bucur din suflet. Mulțumesc tare mult. Sunteți minunați. A fost o onoare, Marian, și o mare bucurie să cântăm împreună. Marian. Auzi, da. Că vreau să amintesc aici și de Șoni Vilmani, cel care a scris această melodie absolut minunată, și Șoni ne-a părăsit de curând. Dumnezeu să-l odihnească acolo. Mulți mari artiști români sunt acolo și ne privesc aici la Star Show. Și bravo, că sunt mândru, că mă simt așa puțin coleg cu tine, pentru că ai interpretat din repertoriul profesoarei mele, dragi Mihai Arunceanu. Bravo! Foarte frumos moment. Mulțumim tare mult, Oana! Mulțumesc din inimă! Și acum, pentru că atât de frumoasă a fost ediția de astăzi, fiecare da. ediție, aș simți nevoia să cânt și eu ceva, dar vreau să-mi dați concursul, pentru că am ales câteva piese. Sunt alături de tine și sâmbăta vin, să știi. Da? Da, Marian, sună-mă. Am ales câteva piese foarte cunoscute și ați putea să mă ajutați un pic la refren. Tu mai rămâi aici un pic, eu mă duc să iau microfonul de live și alături de colegii mei de la Taraful Cleante o să cânt, cum ai zis tu mai devreme, mashup? Mashup, ladies and gents, Diana Mataia, Touch the Sky. Te ascultăm, Diana! Go! Yo, yo, yo! Da! I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. 'Cause every time I close my eyes, I see myself in shining stars. Different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Oh. Giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi mi ha detto Cocorito, non mi compra con patte, poi scappata a Malibu, con
si sta di pigio. Susanna, Diana, Simona, Ioana, Siana, Tuana, Simona, Susanna, Susanna, mon amor. Jocul meu și mulțumesc și bineînțeles că high class. Baletul high class, high class, high. Unde ai plecat, Adi? S-a dus după fete. Ca așa m-a învățat, așa mi-a spus Costică în America, asta mi-a fost creșterea. Da, ți-am zis să nu-l crezi niciodată. Da. Mă rog, nu întotdeauna. Nu, Simona, dar să știi că el crede că eu-l cred. A venit momentul să ne luăm rămas bun de la telespectatorii noștri. Ne vedem duminica viitoare. Mulțumim tare, tare mult invitațiilor noștri de astăzi. Aceeași oră de începere, 13. Spune, Diana. Alexa, please. Alexa? Noi vă mulțumim și vreau să vă zic că nu cât de mult, dar ați avut o ediție senzațională cu atâtea frumuseți, de la mic, la mare, la foarte mare. Cavaloare, cavaloare! Cavaloare, Domnicianu, n-a vrut să insinueze altceva. Nu, a vrut să spună că doar că se născu mai de mult o țără. Nu, cavaloare, Costică, dar tu spui acum în limba ta oltenească. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Și bineînțeles a venit momentul să mulțumim sponsorilor noștri. Farmacia Inimii Catena, izvorul minunilor, Tip Top. Pentru lucrul nostru Trends by Adina Abuzatu, love you. Iar eu mulțumesc Liane Obancea și Madame Olenska. Alina Bedeleanu pentru make-up și Mirela Constantin pentru coafura fetelor din balet. Și bineînțeles Asevi pentru cadourile oferite invitaților noștri. Au intrat balerinii noștri. Primiți un săculeț, un mini rucsăcel, așa. Și a venit momentul să încheiem cu domnul Constantin Enceanu, care trebuie să încheie apoteotic o nouă ediție Start Show. Așa cum știe dumnealui cel mai bine, cu o sârbă oltenească. Să jucăm și noi, domnule, să ne antrenăm, să fim în formă pentru duminica viitoare. Mulțumim, vă îmbrățișăm! Vă mulțumim, vă iubim! Start Show! Hai, Marine, fiar cu cărțul al dracu, să facem una capălană cu cărțul! Să mor de bătrân, dar să mor cu mâna în sân, dar să mor cu mâna în sân, cu mâna la țâțâșoară, să mă lecui de astă boală. Ia-mi nume, nume! Câte mândre-n brațe-am strâns, câte mândre-n brațe-am strâns, toate după mine au plâns, toate după mine au plâns. Am pus ochii și pe tine, de n-ai să plâng să fiu câine.
doar într-o sărbătoare să-mi strămândrele la cap, care le-am iubit cu drag, care le-am iubit cu drag, câte ceva să le-mpar. La una să-i dau pământ, un pogon nimic mai mult, la alta să-i dau doi oi, doi oana vreo zece oi. Nevestii să-i las casa, a fost bună, n-a fost rea. La una să-i dau pământ, un pogon nimic mai mult, nevestii să-i las casa, a fost bună, n-a fost rea. După cum ați observat deja, astăzi ne jucăm de anunta. You can kiss the bride! Eu sunt nașa peste tot, șefa de scară. Nașa poznașa, e? Nașa poznașa, da. Nașa bogătașa. Ce face cel mai cuminte dintre toți nuntașii? Ce mai faci, Radu? Excelent, voi verdicime. Nașa merită popată, merită iubită. Nașa este... Ia să pupăm pe nașa. Cel mai urât cuplu și cel mai nesuferit. Uitați-vă ce urât sunt nu și... Nu e adevărat, eu cu el n-am nimic, dar pe el... Nu știu de ce mi s-a pus așa pata pe mine, că eu sunt fată bună așa de fel. La nuntă de obicei te duci cu perechea, dacă nu-ți găsești acolo. Nu contează cu cine vii, contează cu cine pleci. Ne... tot amăgiți. Când faceți nunta aia? Eu o să mă retrag. Mi-a părut bine, mi-a plăcut foarte mult această emisiune. Tu ești starăste la nunta asta? Nu o să te ia să știu pe cine batem la final. Dă-i, hai, maestru, cu căcârțău, muzica! Dă-i cu căcârțău! Stai un pic, a uitat. De acolo, de la mine, da? Da. Cu veselie. Și acum am să întreb unde este Cezar Oatu, dar el o să-mi răspundă când o să vine. Asta, întrebam și eu pe Toni, unde e Cezar? Pare a fi talentat băiatul ăsta, pare a fi, așa. Da, și deja suntem foarte emoționați să-i ascultăm pe Cezar Oatu și David Dobrincu cu You Raise Me Up. You Raise Me Up, you raise me up. Sunt prea pitică tonus, dacă stau tonus. Așa fără pantofi. Ce preț are frumusețea, doamne! Ia uite, Diana, ce ne arată acolo! Nu le mai simt! Nici nu știu dacă mă dor sau ia Evea! Liniște! Liniște, se descalță Diana! Că efect... nu, stai, că am... Stai asta cu... S-a emoționat, ce declarație de dragoste în direct!